Salut toată lumea, sunt Xixe și azi voi arăta cum faceți un server de MOV, totul de la zero. Începe cu instalare MySQL 2000. Downloadați sqlevel.exe. Trebuie să faceți un extract. O să pun toate linkurile de care aveți nevoie în descripție. După ce e gata, mergeți la acest folder. Dacă nu folosiți XP, mai bine porniți cu administrator setup-ul. Dați pe Run Program. Așteptăm să încarcă. Poate să dureze un pic de la 99%. Să nu uitați că sunt mai multe versiuni de MySQL Server 2000, deci poate că această versiune nu este bine pentru voi. Căutați pe Google de care aveți nevoie după sistemul de operare. În sfârșit e gata, adică a deschis, cel puțin. Instalați pe local computer. Ați stat tot așa. Aici la name puneți ce vreți. Server and client tools. Default. Typical. Aici selectați local system account. Mixed mode și aici puneți o parolă. Prefer să puneți o parolă de 6 caractere, poate să conține și un număr dacă e. Să vedem ce pun. Eu pun test tutorial. Next, next. Și acum așteptăm.
Asta poate să durează câteva minute, deci răbdare. Între timp s-a downloadat și clientul și fișierul de server, care o să le găsiți în descripție. Ca și cum spune titlul, numai pentru sezon 3, episodul 1 și numai cu fișierele acestea. Bine că e cam la fel și cu alte fișiere. Fișierele acestea au fix la hack-ul cu VP Pro de combinații cu ARIP, cu itemuri excelente, deci e fixat numai se poate. În afară de acesta este și fix de autokill și multe alte. Deci merge bine serverul. Vă prefer să folosiți acesta. Versiunea asta nu are summoner, deci are Magic Gladiator, Dark Wizard, Dark Knight și Elf. În sfârșit, e gata. Acum mergeți la start. All programs. Microsoft SQL Server. Porniți Service Manager. După aceea, iarăși, start all programs. Microsoft SQL Server și... unde este? Enterprise Manager. Înainte să folosiți Enterprise Manager, bifați Auto Start Service Panel Start ca să pornească automat cu Windows. Și acum clic pe Start slash Continue. Așa. S-a pornit. Acum închidem asta. O să rămână aici în tray. Acum că e pornit, puteți să deschideți data de bază. Așa. Deocamdată lăsăm asta așa. Acum mergeți la... Dați un extract la fișierul de server. E un pus la C slash mu server. Tutorialul ăsta fac pentru cei care nu au router. În cazul acesta, trebuie să folosiți numai IP-ul global.
Acesta găsiți la site-ul whatsmyip.org. Dați un copy. Și schimbați aceste adrese. Nu vă atingeți de alte lucruri, că nu va funcționa serverul. Lăsați acest ce așa, dacă ștergeți nu o să merge. Așa, acum salvăm. Startup.ini. Acum următoarele fișiere să vedem ce are acest mu server. Acesta lăsăm așa. La ranking server serverconfig.ini. Cum am zis, am pus parola test tutorial. Puneți parola care ați pus voi la MySQL. Salvare. Să vedem aici la join server iarăși test tutorial sau ce parolă aveți. Văd că cere și IP-ul. Puneți IP să văd dacă cumva a cerut și ranking-ul. Nu, e bine. Acum la game server să vedem. Bun, aici nu trebuie. XDB. XDB.ini. Puneți IP-ul. Parola MySQL. Am downloadat aici clientul, deci dau extract între timp. Să vedem ce era parola. O să pun acest link în descripție, după cum vedeți, găsesc cele două link-uri, trebuie să vă logați. Parola este muita.it cu www și tot. Așa. Acum, în continuare, salvare, event server, server config. Test tutorial, salvare. Acum, data server 2. Aici tot IP trebuie să puneți, dar mai diferit un pic. Acesta e tot un IP care l-am schimbat la celelalte. Numai o clipă. Trebuie să dăm iarăși copy la IP. Puneți IP-ul, ștergeți puncte și lăsați un spațiu. Acesta 127.000, lăsați așa să nu-l schimbați. Lăsăm așa dataserver.ini. Iarăși, allowable IP list, schimbăm. Mergeți la Connect Server Data.
server list. Schimbăm IP-ul. Editați și server info.dat. Nu este necesar, dar mai bine schimbăm. Acesta să lăsați la 0, că dacă puneți 1, o să merge numai pe calculatorul pe care ați făcut serverul. Save. Bun, acum rămâne data. Intrați în data. Căutați common server.cfg. Acum acesta lăsați așa. Parola de MySQL. Puneți ce aveți. Test tutorial în cazul meu. Și acum căutăm IP-uri. De fapt, să schimbăm și acesta cu IP-ul. Eu am folosit MySQL 2000, acesta schimbați în 2000 în loc de 25. În loc de 2005, pardon. Schimbat și IP-ul acesta. Încă unul. După cum vedeți, nu e greu să faceți un nou server. Salvare. Acum map server info.dat. Iar schimbăm adresa IP. Și mai rămâne unul IP list punctat. Așa, am schimbat IP-ul acolo. Acum, aici editați șopurile. Aici editați setor de move. Bun, pentru setarea serverului încă mai avem aici data slash lang core. commonlog.dat. Schimbăm IP-ul. Salvare. Și acum mergem la un server. Aici avem database. Trebuie să facem restore la database. Mergeți la SQL Server Enterprise Manager, New Database. Să vedem cum e numit Mu Online. Faceți așa, Mu Online, Mu M mare, O mare. Ok. Acum Alt Task, clic dreapta, Restore Database. From device, select devices, add și acum mergeți la folderul unde ați dat extract la mu server. Așa, aici database și dați pe muonline.bac. Ok. Bifați force restore over existing database. Dacă văd că acesta nu e bine, în cazul acesta faceți așa. Mergeți la folderul acesta. Faceți un folder nou. Îl numiți DB,
deși B mare. Și faceți încât să fie bun directoriul. Că să vă pun acolo. Să scrieți aici exact cum aveți locația la mult server, ca să evitați probleme. Eu am mult server scris tot cu mic și folderul DB cu mare. Bun. Dăm un OK. Așteptăm. Gata. După acesta, mergeți la database și dați două clicuri pe odbc.reg. Dați pe OK. OK. Și atâta. În unele cazuri nu o să vă merge odbc.reg manual, adică automat de fapt, adică cu fișierul acesta, în cazul în care aveți Windows de orice versiune de 64 de bits. În unele cazuri merge, depinde de mult server și de fișierul acesta. Acum nu vă arăt cum vă faceți ODBC regul manual de 66 bits. Eventual într-un alt video. Bun. Eu am un router, nu așa trebuie să setez eu. Dar după acestea tot să porniți cu mult server startup. Așteptați. După cum vedeți, am eu Windows de 64 de bits, deci nu merge odbc.reg, trebuie să o fac manual. Dar pentru cei cu 86, adică 36 de bits, o să meargă. Acum partea de client. My computer. DSMU.exe instalați. Faceți un extract unde vreți, eu pun la c/slash test client, install. Bun. După acesta mergeți pe main.ini. Schimbați acesta cu IP-ul. Alte setări lăsați așa. Bine.
Deci după ce porniți cu succes Small Server Startup pentru cei cu 32 de bits, e valabil 100% acest tutorial și o să vă merge. Porniți Small Server Startup, așteptați să pornească server, după aceea mergeți la client, după ce ați editat main.ini cum am arătat cu IP-ul, porniți cu main.exe sau launcher cum doriți și serverul este gata. Bun, sper că v-a plăcut tutorialul. Dați un like, un share, subscribe. Salutare!